Războiul Ponta Dragnea continuă după ce președintele PSD a spus că mai mulți membri ai partidului au cerut excluderea fostului premier din rândurile socialdemocraților. Ponta i-a răspuns dur. Dragnea face cu mine cum a făcut cu Ordonanța 13. Îi pune pe alții, a spus Ponta. Domnul Dragnea, că nu vrea să facă el ceva singur, știți, ca și cu Ordonanța 13, pune pe alții. Nu-i nevoie să mă excludă nimeni, care încă, eu mai scriu o dată. Da, de câte ori o spun o minciună despre mine, eu o să spun un adevăr despre el. Și credeți-mă că știu atâtea adevăruri că nu terminăm în 5 ani. Deci, când a zis prostia aia cu sunt plătit de Soros, de SRI, de nu știu cine, de Băsescu, nu mai știu, eu i-am zis un adevăr, unul mic, îl știm noi. Când mai zice o minciună despre mine, eu mai zic un adevăr. Dacă nu mai zice nimic despre mine, are destul, e șeful, e stăpânul României, al PSD-ului, al guvernului, alte treburi decât să se certe cu mine. Victor Ponta a vorbit și despre legea salarizării propusă de guvern. A taxat deciziile aleșilor. Sper că legea, de fapt, e făcută de guvern și noi doar așa politic. Dar altfel mă bucur foarte tare că vine în sfârșit așa în Parlament. Așa cum arată raportul 1-12 despre care dumneavoastră vorbiți, da. Credeți că este aplicabilă? Credeți că sunt bani? Pentru că sunt destui care spun deja că este inaplicabilă din cauza lipsei banilor. Depinde, dacă economia va merge foarte bine și se iau măsuri economice, atunci când, așa am gândit eu totdeauna, întâi faci bani în plus la buget și după aceea îi împarți, bani nu o să fie niciodată suficienți pentru tot. Dar e niște decizii politice. Dacă economia va merge foarte bine și se iau măsuri economice, atunci când, așa am gândit eu totdeauna, întâi faci bani în plus la buget și după aceea îi împarți, bani nu o să fie niciodată suficienți pentru tot. Dar e niște decizii politice. Apropo de lupta anticorupție, am văzut că n-a cercetat nimeni de la DNA nimic cum a ajuns hidroelectrica în faliment, că n-au voie.